Munții și câmpiile României adăpostesc specii rare de plante ocrotite de lege. Pentru că a venit primăvara și au început să se deschidă florile, vă prezentăm acum câteva dintre speciile pe care nu aveți voie să le rupeți dacă le întâlniți în drumețiile voastre. Colega mea, Lorena Stan, are detalii. Bun găsit! Martie este luna în care înflorește laleaua pestriță. Ea se găsește într-un singur loc în România și mai exact în parcul platoul Mehedinți. Cunoscută local și sub denumirea de planta șah, laleaua pestriță rezistă cel mult 14 zile, iar dimensiunea ei nu depășește 20 de centimetri. Pujorul românesc a fost inclus pe lista plantelor ocrotite înaintea celui de-al doilea război mondial. Planta poate fi întâlnită în Oltenia, dar și în Dobrogea și se deosebește de bujorul de grădină prin faptul că floarea are mai puține petale, iar frunzele sunt mai adânc sectate. Poate cea mai cunoscută dintre florile din România care sunt ocrotite de lege este floarea de colț. Aceasta crește în munții Carpați, pe versanții abrupți și însoriți. Flora țărinoase cuprinde și specii rare de orhidee. Printre ele se regăsesc sângele voinicului și papucul doamnei. Aceasta, din urmă, se află pe primul loc în lista plantelor ocrotite de lege. În România, planta este protejată încă din anul 1938 prin decret regal și se găsește în păduri, pe coaste montane și terenuri calcaroase.